Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la punctul pe azi. Guvernul de la Chișinău și-a asumat ieri răspunderea pe 4 proiecte de legi care vizau anumite măsuri sociale și anticriză. Astăzi, șeful executivului Ion Chicu urma să vină în Parlament să prezinte deputaților inițiativele respective, doar că din lipsă de cvorum, ședința plenară nu a mai avut loc. Între timp, pe parcursul acestei zile, platforma DA a avut consultări cu Promoldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrat, în vederea investirii unui potențial guvern anticriză. Despre toate astea discutăm în această seară împreună cu vicepreședintele platformei DA, Igor Munteanu, cu deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, și deputatul Partidului Democrat, Nicolae Ciubuc. Bună seara, domnilor! Bună seara! Domnule Ciubuc, încep discuția cu dumneavoastră. Aș vrea să vă rog, pentru că sunteți reprezentantul guvernării, aș vrea să vă rog să explicați telespectatorilor ce conțineau sau ce conțin mai exact acele 4 legi pe care și-a asumat guvernul răspunderea. Acțiune și solidaritate. Domnule Ciubuc? Domnule Ciubuc, mă auziți? L-am pierdut când a auzit domnul Ciubuc de... Mă auziți? Trebuie să explice... Da, iată, a revenit domnul Ciubuc. Domnul Ciubuc, mă auziți acum? Da. Nu-i cu Doamne ajută începutul acestei emisiuni. Da, domnul Ciubuc, avem o rugăminte. Scoateți căștile, le lăsați deoparte, probabil astfel rezolvăm problema tehnică. Haideți, încercăm. Acum? Acum vă auzim perfect. Da. Vă rugam de fapt să ne spuneți ce vizau exact acele 4 proiecte de legi pe care guvernul și-a asumat răspunderea. Secundă că eu vă aud tare. Secunde. Acum mă aud, da, că eu nu vă auzim eu deja. Da, vă auzim bine, da. Deci, în primul rând, aceste propuneri rezultă din situația pandemică, situația dificilă care este creată la ziua de astăzi, criza în domeniul sănătății, criza economică generată de pe urma crizei în domeniul sănătății, și vizează mai multe aspecte. Aspectul social, în parte ce ține de majorarea salariilor persoanelor din domeniul medical, preponderent a medicilor, lucru care ar trebui să întâmple în 3 etape, începând cu 1 septembrie, majorarea salariului până la 100%, un lucru destul de bun. La fel, asigurarea de pensii de urmași pentru urmașii medicilor care au decedat în rezultatul infectării cu COVID-19. La fel, o serie de măsuri de ordin economic. M-am bucurat să văd propunerea legată de majorarea Fondului Național de Dezvoltare Agricolă și Mediul Rural, adică subvenții pentru agricultură în condiții dificile care se confruntă în acest an agricultori, o secetă severă, dar și condițiile economice care creează majore dificultăți în activitatea lor. Eu cred că va fi un suport bun venit în acest sens. Și nu în ultimul rând, Prima Casă 6, proiect care vizează cei din domeniul militar, instituțiile de forță, din domeniul apărării, Ministerul de Interne și așa mai departe, care prevede compensarea practic a costului locuințe, adică cei care achiziționează urmează să achite doar dobânzile. Eu nu cred că nu sunt inițiative care nu sunt susținute de întreaga societate, sunt lucruri binevenite. Este important că în această perioadă de criză, de venituri destul de modeste la bugetul statului, totuși guvernul a găsit soluția prin aceste proiecte, venind cu rectificarea bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale sau fondul de asigurări obligatorii în medicină. Au fost convenite pe platforma coaliției, le-am discutat, am convenit asupra modalității de adoptare a lor, inclusiv am luat în calcul și eventuală asumare din partea guvernului a răspunderii în partea Parlamentului pe acest subiect. Criza politică generată și necesitatea stringentă de a veni cu măsurile respective a determinat, eu zic, perfect egal dreptul guvernului de a-și asuma această răspundere. Am văzut indignarea celor din opoziție.
Îi înțeleg, cumva li s-a îngrădit dreptul de a veni și a face iarăși circ, show-uri în Parlament, dar eu cred că guvernul în această situație, în virtutea atribuțiilor și funcțiilor pe care le are, conform Constituției, articolul 6 prim, prevede dreptul guvernului care în situația dată vedem cu toții că a fost exercitat, procedură care deja urmează a fi respectată prin prezentarea acesteia în plenul Parlamentului. A fost astăzi o tentativă de prezentare acestui proiect. Am văzut că nu am avut quorum. Sperăm foarte mult că într-un final colegii, deputații vor demonstra responsabilitate și vor veni mâine la ședință în așa fel ca să nu periclităm adoptarea și ulterior implementarea acestui proiect. Domnule Cibuc, dar aș vrea să vă întreb, de ce credeți că celelalte partide din opoziție nu puteau să dea dovadă de responsabilitate dacă acele patru proiecte de legi erau prezentate în Parlament, să fie dezbătute, examinate minuțios, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, sunt proiecte mult așteptate de societate. Mie, de exemplu, îmi vine foarte greu să cred că cei din platforma, da, din PAS, urmau să zică că nu votează ceea ce vine în susținerea cetățeanului, dar și a economiei afectate de această criză pandemică. De ce totuși premierul a decis să-și asume responsabilitatea guvernului pe aceste proiecte de legi? Parlamentul este funcțional, Parlamentul este forul suprem în această republică, for legiuitor. Vasile, în primul rând pornesc de la ideea că în practica Republicii Moldova, chiar practica recentei, au fost înregistrate cazuri când, în condițiile în care Parlamentul era perfect funcțional, guvernul și-a asumat răspunderea și a venit în fața Parlamentului. Vă amintiți inițiativa guvernului Sandu cu privire la procedura de numire a procurorului general. Acolo nu am văzut atâta indignare, în schimb vedem astăzi această indignare a opoziției. Sunt temeri, desigur, este absurd, cred că nu ar fi susținut, nu s-ar susține aceste inițiative în condițiile în care vorbim de inițiative sociale, inițiative bune, doar că la noi opoziția nu întotdeauna demonstrează maturitate, responsabilitate și pe locuri încearcă să compromite astfel de inițiative. Am văzut creditul rusesc, acea asumare anterioară care au fost contestate la Curtea Constituțională și au generat tergiversare, iar pe locuri anularea unor proiecte bune care trebuiau să vină să suplimenteze acele goluri în bugetul statului sau continuarea anumitor proiecte. De aceea, pentru a evita anumite riscuri, anumite escaladări a situației legate de neadoptarea acestui proiect de legi, în acest sens blocarea achitării salariilor, blocarea majorării fondurilor care se propun a fi aprobate, s-a decis asumarea acestei răspunderi și vreau să vă spun că această asumare a guvernului a fost coordonată, consultată și pe platforma coaliției. Domnule Munteanu, domnule Munteanu, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care a fost raționamentul platformei DA, care a stat la baza deciziei de a boicota ședința de astăzi a Parlamentului. Boicot poate este un cuvânt prea puternic, dar am decis să nu asigurăm quorum acestei ședințe în care guvernul a căutat să găsească un tertip de a evita instituția parlamentară și cea mai importantă instituție parlamentară este evident opoziția. Opoziția trebuie să participe la discutarea tuturor detaliilor și compoziții rectificării bugetului. Ori evitarea acestor proceduri, evitarea opiniilor care pot să vină din partea partidelor de opoziție este evident un element care lipsește de credibilitate procesul de rectificare a bugetului. Vreau să spun că la ceea ce a menționat domnul Ciubuc anterior, fiecare guvernare, de fapt, este o potențială opoziție. Așa că prezența noastră într-o coaliție de guvernare nu înseamnă decât un motiv pentru ca peste foarte puțin timp să ne găsim în opoziție. Dacă să ne referim la cele patru legi, 286, 287, 289, 285, am impresia, toate aceste legi trezesc și cu siguranță ar fi putut fi adoptate și votate de către partidele noastre, inclusiv de Platforma de Unitate și Adevăr, pentru că, evident, există și elemente pozitive, nu putem decât să
Sprijinim creșterea unor salarii la medici care se află, evident, în prima linie de combatere a pandemiei. Cu toate acestea, am fi putut avea foarte multe rețineri față de creșterea salariilor pentru structurile de forță și am fi putut avea foarte multe întrebări legate de originea sau sursa de acoperire acestor creșteri salariale și a cheltuielilor de 1,26 de miliarde de lei. În condițiile în care bugetul Republicii Moldova se află într-un deficit uriaș, această creștere rapidă a cheltuielilor fără indicarea expresă a surselor de venit este o mare problemă. Să nu uităm că pe lângă această inițiativă de asumare a răspunderii, din punctul meu de vedere, eronată, pentru că asumarea de răspundere pe rectificarea bugetului este o practică nocivă. Acest lucru s-a văzut și în cazul în care a trebuit să se intervină Curtea Constituțională, care a menționat expres că acest lucru poate fi aplicată doar în situații excepționale, nu ca o practică uzuală de asumare de răspundere. Aș dori pur și simplu să menționez faptul că în anul 2020 noi am intrat cu un deficit artificial. Guvernul și majoritatea parlamentară și-a asumat niște împrumuturi nerealiste. Ar fi trebuit să colectăm împrumuturi și granturi de peste 16 miliarde de lei. Noi am primit ajutor din partea Fondului Monetar Internațional, de fapt un credit, un împrumut important de 4,2 miliarde de lei. Restul, cea mai mare parte a împrumuturilor nu au venit în Republica Moldova ca urmare a faptului că acest guvern nu s-a bucurat de credibilitate, nu a avut suficientă maturitate de a-și prezenta interesele unor potențiale instituții care pot să ofere resurse pentru dezvoltare sau pentru deficitul bugetar, astfel încât Republica Moldova este prost guvernată în acest moment. Nu cred că opoziția este de vină că în Republica Moldova au intrat foarte puțini bani, ci din contra, calitatea guvernării este proastă și noi prin decizia de a nu oferi quorum ședinței de astăzi am indicat asupra faptului că zilele acestui guvern sunt numărate și nu am vrea să oferim nicio șansă de supraviețuire unui guvern care trebuie să fie schimbat cu un guvern credibil, cu o echipă calificată și competentă, care să salveze Republica Moldova din actualul impas în care se găsește. Da. E un subiect pe care îl vom discuta neapărat, pentru că spuneam la începutul emisiunii, ați inițiat consultări deja, vreau să discutăm detalii. Sigur. Da. Domnule Litvinenko, acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră în calitate de jurist. De câte ori guvernul își poate asuma răspunderea pe anumite proiecte de legi, de fiecare dată când dorește, poate... Bine, în ghilimele fiind spus, poate abuza de această prevedere constituțională sau totuși sunt anumite limite? Da, am înțeles. Revin neapărat și la întrebarea noastră. Vreau, pentru început, să-i dau o replică domnului Ciubuc. Domnule Ciubuc, nu înțeleg de ce niște dezbateri parlamentare dumneavoastră le calificați neapărat ca circ. Pentru că Parlamentul este o instituție în care proiectele se dezbat. Asta scrie expres în Constituție. După mine, circul a fost făcut de către Dodon și de către Chicu și nu este pentru prima dată când Dodon încearcă să blocheze de fapt o activitate a Parlamentului. A mai încercat atunci când ne-a pus în carantină pentru două săptămâni. Astăzi a încercat să blocheze moțiunea simplă sau dezbaterea moțiunii simple și oarea unei decizii exercitată prin vot în cazul doamnei ministru al sănătății. Deci Dodon nu are nevoie de parlament, el are nevoie ca singur să-și promoveze în continuare inițiativele lui electorale care, din punctul lui de vedere, ar crește șansele pentru al doilea mandat. Deci noi am boicotat. Noi vrem foarte simplu să avem dezbateri în Parlamentul Republicii Moldova. Noi vom susține, domnule Ciubuc, dumneavoastră ne cunoașteți, cred că
sunteți de acord că noi suntem oameni care privim lucrurile în mod realist, acele prevederi care sunt benefice pentru cetățeni, pentru societate, bineînțeles că noi le vom susține, nu avem cum să nu le susținem. Ați vorbit și dumneavoastră despre unele din ele, a vorbit și domnul Munteanu. Deci nu există absolut nicio problemă ca aceste proiecte să ajungă în dezbateri parlamentare și Parlamentul, inclusiv majoritatea parlamentară, sau mă rog, cei care guvernează, nu știu dacă sunt neapărat la momentul o majoritate, să vină cu amendamente și într-un final împreună să votăm aceste inițiative. De aceea, înainte, domnule Munteanu, de a vă răspunde la întrebarea dumneavoastră, și pe această cale, și chiar rog pe domnul Ciubuc ca să transmită acest mesaj decidenților, platforma, coaliției, sau cum se mai numește acolo, dar mă rog, cred că domnului Dodon și lui Chicu, să-și abroge hotărârea guvernului prin care își angajează răspunderea, să adopte o hotărâre prin care aprobă un proiect de lege și îl prezintă în Parlament și noi, în Parlament, ne vom expune, vor avea loc dezbatere parlamentare și vom susține acele modificări, acele schimbări care sunt benefice pentru cetățeni. Dacă cumva Chicu va încerca iarăși să ocolească cumva Parlamentul, de azi vă anunț că noi nici mâine nu vom fi prezenți, nici poimâine, ori de câte ori veți încerca să ocoliți Parlamentul și dezbaterea parlamentară autentică. Acum, referitor la întrebarea dumneavoastră, domnule Munteanu, Institutul Angajării Răspundere, într-adevăr, este un mecanism constituțional prevăzut de Constituție, dezvoltat în jurisprudența Curții Constituționale, și există 4 condiții când guvernul își poate angaja răspunderea: condiția urgenței, condiția adoptării legii cu o maximă celeritate, și aici trebuie să vedem dacă acele prevederi sau unele prevederi nu sunt puse în aplicare mai târziu, importanța domeniului reglementat și am impresia că circumscrierea obiectului acestor propuneri legislative unui singur obiect de reglementare. Guvernul teoretic poate să vină cu angajarea răspunderii, însă urmează să țină cont de acele condiții obligatorii conform jurisprudenței Curții Constituționale. Noi nici nu am ajuns la analiza întrunirii, respectării acestor condiții pentru care guvernul și-a angajat răspundere, pentru că acel pachet de legi aseară cel puțin nu avea nici notă informativă. Vă dați seama? Deci este obligatoriu să justifice aceste 4 condiții pe care trebuie să le întrunească în nota informativă. Deci nu exista o notă informativă. Astăzi am văzut că s-a strecurat o eroare chiar în proiectul legii, unde se indică, se alocă bani pentru alegerile parlamentare, prezidențiale, și acolo se indică data 1 octombrie acestor alegeri prezidențiale. Deci noi nu putem vota un proiect agramat din punct de vedere a tehnicii legislative. Deci înțeleg că până când nu vor fi abrogate, nu veniți la Parlament. Deci, guvernul urmează să-și abroge hotărârea guvernului prin care și-a angajat răspunderea și să adopte o altă hotărâre prin care aprobă proiectele de lege, aceste 4 proiecte, și le prezintă Parlamentului pentru dezbatere, pentru examinare și eventuala aprobare, și atunci intrăm într-un proces normal. Parlamentul își îndeplinește atribuția sa constituțională de a dezbate și a adopta inițiativele care vin de la guvern. Nu cere nimic mai mult decât ceea ce prevede Constituția, și reiterez, tot ce ține de îmbunătățirea situației cetățenilor, a business-ului, a agricultorilor, a pensionarilor, a șomierilor, noi vom susține. Bineînțeles, excludem din start acele inițiative populiste, acele inițiative strict electorale, care au ca scop pentru a-i crește lui Igor Dodon șansele de a câștiga al doilea mandat. Bine, el crede că
iar crește șansele, dar chiar și cu aceste inițiative, oricum el nu are nicio șansă, dar după asta cred că urmează să mai discutăm, având în vedere barometrul opiniei publice care a fost dat publicității astăzi. Da, vă voi mai ruga să facem o claritate din punct de vedere juridic, însă doar după ce discutăm și cu deputatul de la București, Matei Dobrovie. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Da. Domnule Dobrovie, urmăriți probabil situația politică de la Chișinău, spirite încinse la cote maxime, în special după ce am asistat cu toții la episodul creat în jurul deputatului Ștefan Gațcan, deputat PSRM, care și-a anunțat intenția de a adera la Pro-Moldova, ulterior s-a răzgândit, a renunțat și la mandat, astăzi nimeni nu știe unde se află, unii susțin că ar fi prin România, dar întrebarea mea către dumneavoastră ar fi următoarea. Este îngrijorător pentru dumneavoastră personal în calitate de prieten al Republicii Moldova când vedeți ce se întâmplă la Chișinău? Mai poate schimba lucrurile actuala guvernare sau totuși, așa cum susține opoziția, Republica Moldova are nevoie de un alt guvern anticriză? Este clar că Republica Moldova are nevoie de un guvern. În momentul de față, aș îndrăzni să spun că nu este guvernată. Asistăm la un lucru extrem de grav. Sunt într-adevăr îngrijorat, mai ales că lucrurile scapă de sub control total la Chișinău. Pe de-o parte, în ceea ce privește gestionarea crizei pandemiei de COVID-19, care este extrem de prost realizată de către, așa zisul, guvern Chicu. Pe de altă parte, vedem, iată, niște lucruri extreme, adică faptul că socialiștii trec la amenințări și chiar sechestrări față de un fost coleg, faptul că această agonie a regimului Dodon este totală, deci acest regim se prăbușește practic în propria incompetență, nu trebuie să afecteze și, din păcate, afectează în primul rând cetățenii. Atât în plan direct, cât se poate de direct, privind situația de sănătate publică din Republica Moldova, vedem, din păcate, cât de mare este numărul de infectări și dacă ne gândim la declarațiile irresponsabile, total irresponsabile ale premierului Chicu, care compara situația din Moldova cu situația din România, mă rog, nu pot decât să îmi amintesc cu oroare aceste declarații. Pe de altă parte, situația nu este deloc ușoară. Cred că asistăm în momentul de față la un fel de blocaj în care nu e foarte simplu de a ieși din această situație. Bun, e clar că regimul Dodon, guvernul marioneta lui Dodon, nu mai are majoritate. E clar că acest guvern trebuie înlăturat, că e nevoie de o majoritate care să organizeze corect alegerile prezidențiale și care să gestioneze corect și eficient această situație nefericită de pandemie. Dar, aici este marele dar, cred că o construcție, așa zis, o nouă alianță pro-europeană despre care se vorbește în ultima vreme, formată din partidele platforma DA, PAS, partidul domnului Candu, care totuși e fiul lui Plahotniuc și finul Plahotniuc și Ilan Șor, acuzat de furtul miliardului, nu cred că este chiar cea mai bună soluție pentru a scoate Moldova din criză. Cred că e un lucru riscant în sensul că, după cum am văzut, și Plahotniuc și Dodon au făcut acest lucru, au încercat să-și subordoneze toate instituțiile. Nu cred că porțile bine intenționate și competente din această ecuație, platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate al Maie Sandu, vor putea să-și impună gestiunea eficientă și dorințele de reformă într-un asemenea guvern. Mai mult mă îndoiesc și de faptul că alegerile vor fi organizate foarte corect, având în vedere că sunt numeroase indicii, mai ales că Igor Dodon este în scădere puternică, că vor fi încercări de fraudare, dar pe de altă parte, cred că singura soluție cu adevărat onorabilă ar fi alegerile anticipate. Știu că există această chestiune la Curtea Constituțională, aștept și eu cu interes să văd
dacă se pot organiza în același timp cu alegerile prezidențiale, cred că ar fi cea mai bună soluție, pentru că practic nu poți să aduci o soluție imorală, o colaborare chiar și conjuncturală cu oamenii lui Plahotniuc sau cu oamenii lui Șor pentru a scoate țara din criză. Cred că este foarte greu de imaginat că aceste forțe sunt sau au fost vreodată pro-europene, aceste două forțe, Pro-Moldova și Partidul Șor. Cred că ele au interese de reglare de conturi cu Igor Dodon. Reamintesc că cei doi au fugit din țară și așa mai departe. Dar cred că este extrem de periculos ca Platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate să se lase trase într-o asemenea alianță, putând să se compromită printr-o asociere practic cu cei împotriva cărora au luptat în ultimii ani. Toate protestele, vă amintiți protestele de amploare care au fost în stradă, cum s-a format Platforma DA și așa mai departe, toate lucrurile astea împotriva regimului oligarhic Plahotniuc, și nu cred că mai trebuie repetate greșeli de genul de a crede în buna intenție a unora sau altora. Nu, cred că trebuie să se revină la oameni, trebuie ca Platforma și PAS să câștige în alegeri să aibă o victorie clară și să formeze ca forțe reformatoare cu adevărat un guvern care să poată să facă ceea ce trebuie. Fără oamenii lui Plahotniuc, fără oamenii lui Șor, fără oamenii lui Dodon. Practic, e nevoie de o resetare completă a scenei politice și asta nu se poate întâmpla decât prin alegeri anticipate, în opinia mea. Da. Domnule Dobrovie, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Domnule Litvinenko, spuneam foarte scurt, vă rog o precizare iarăși de ordin juridic. E o problemă că acel pachet de legi a fost asumat de guvern, a fost publicat deja în Monitorul Oficial fără a trece cele 3 zile necesare? Nu este o problemă, este o procedură reglementată de hotărârile Curții Constituționale, însă și hotărârea Guvernului cu privire la angajarea răspunderii se publică în Monitorul Oficial. Deci faptul am înțeles, s-a publicat în Monitorul Oficial hotărârea Guvernului încă nu înseamnă faptul că această lege intră în vigoare, ci este o cale care urmează obligatoriu a fi parcursă în procesul ăsta de angajare a răspunderii, așa cum a fost el reglementat, dezvoltat de jurisprudența Curții Constituționale. Da, domnule Cebuc, dumneavoastră spuneați că și pe bună dreptate există inițiative foarte bune așteptate de societate, unele în acel pachet de lege asumat de guvern, dar majorarea sporurilor salariale pentru Parlament este o prioritate în acest moment? Deci, haideți să le luăm pe rând. În primul rând, ca jurist și eu, noi de altfel cu domnul Litvinenko suntem colegi, așa că pot să subscriu sub anumite concluzii că totuși procedura a fost respectată. Mă bucur că și dânsul a constatat că dreptul guvernului este un drept constituțional. Eu consider în continuare că acele temeiuri de asumare a răspunderii la fel se încadrează în cadrul legal constituțional, fiind toate premizele pentru asumarea acestei răspunderi. Iar în partea ce ține de acceptul colegilor din opoziție, e simplu, prin neînaintarea moțiunii de cenzură asupra acestor proiecte, prin asta se va demonstra susținerea în continuare acestui proiect. Ori în cazul în care nu sunt de acord cu anumite prevederi, desigur este procedura legală, fie de înaintarea moțiunii, fie de contestare la Curtea Constituțională. Deci noi am rezultat, sau guvernul, mai bine spus, a rezultat din cadrul legal, eu consider la etapa respectivă absolut perfect reglementat și respectat această procedură. Deja asupra unor prevederi care se conțin, ca de exemplu sporurile pentru Secretariatul Parlamentului, din câte am reușit să sesizez, acolo ține mai mult de anumite proceduri de calculare, nici de cum de impact financiar, sunt mai mult modificări de ordin tehnic, care nu au relevanță și nu cred că poate cumva să genereze anumite majorări sau anumite neclarități pentru opoziție. Da, domnule Munteanu, domnul Litvinenko spunea foarte clar condițiile în baza cărora
cei de la PAS se vor prezenta la Parlament. Platforma DA mâine va merge la Parlament sau aveți și domniile voastre anumite condiții? Cu siguranță vom fi la Parlament, dar asta nu înseamnă că vom juca rolul pe care și-l imaginează actuala guvernare de a fi statiști la jocurile lor politice. Acceptarea acestei asumări de responsabilitate, de răspundere pentru rectificarea bugetului, mie mi se pare, deși Constituția o prevede, deși cadrul legal o autorizează, neavenite în condițiile în care trebuie să existe un consens asupra felului în care se cheltuie banii și în condițiile în care procedurile obișnuite de adoptare acestor legi ar fi fost o măsură de întărire a sprijinului parlamentar pentru acțiunile guvernului. Iar în condițiile în care nu există suficient sprijin politic pentru actualul guvern, acest guvern ar trebui să gândească la plecare, nu la adoptare de legi. Eu cred că viitorul guvern ar trebui să adopte acest buget rectificat. În ceea ce privește planurile noastre în continuare, dumneavoastră m-ați întrebat anterior dacă am recurs la aceste consultări. Noi suntem în proces de consultări. Da, voiam să vă întreb cu ce s-au încheiat consultările de astăzi. Am citit comunicatul platformei DAN, care am văzut că ați avut consultări cu PAS, Pro-Moldova și Partidul Democrat. Sigur, noi avem consultări pe acest format parlamentar. Încercăm să ne apropiem de formularea într-o manieră consistentă a obiectivului nostru de a forma un alt guvern și de a evalua exact situația actualului guvern, care, de exemplu, nu reușește să rezolve principalele probleme care se adună în sistemul de sănătate publică. Sunt 12,8 miliarde de lei în bugetul pe anul 2020 care nu sunt acoperiți, sunt desenați în aer. Și nu știu, evident, cum își imaginează actualul guvern că, mă rog, indicând asupra unor noi forme de cheltuieli publice, va reuși să mențină stabilitatea procesului bugetar fără ca să facă alți pași sau fără ca să reușească să atragă resurse internaționale, fără ca să reușească să facă ceea ce noi am indicat încă din primăvară, să optimizeze cheltuielile, principalele cheltuieli din sectorul public, să raționalizeze și să economisească din cheltuielile pentru anumite instituții publice care cheltui prea mult. Serviciul paze de stat, cheltuielile pentru președinție, cheltuielile pentru anumite agenții de reglementare, cheltuieli pentru anumite proiecte absolut inutile din punctul de vedere a cetățeanului simplu care se confruntă cu probleme la serviciile medicale. Adică sunt foarte multe lucruri care ar trebui să fie optimizate în formula bugetului rectificat, iar ceea ce am văzut în cele patru legi aduse în Parlament prin asumare de răspundere nu rezolvă marile probleme cu care se ciocnește bugetul. După consultările de astăzi, vor urma și altele? Când? Fără îndoială. Încă nu ne-am atins finalmente obiectivul. Suntem în proces, suntem în căutare de voturi necesare. Avem anumite rețineri față de anumite grupuri politice care nu participă la această discuție. Vom miza în continuare pe responsabilitatea deputaților individuali. Cred că nu mai ar trebui să nu mai existe iluzii asupra caracterului negativ al acestui guvern care nu poate fi remediat, pur și simplu nu poate fi remediat. Credem că în apropiatele săptămâni vom avea soluția acestui vot prin care să demitem guvernul, având siguranța că putem instala unul nou. Deci, vreți să spuneți că în câteva săptămâni guvernul Chicu ar putea pica? Sigur, luna iulie este o lună extrem de importantă și rodnică sub aspectul soluțiilor politice. Evident că așteptăm ca în următoarele săptămâni de zile să avem rezolvate și decizia de a demite acest guvern și, evident, decizia politică de a avea un punct de vedere comun asupra componenței viitorului guvern. Noi am propus, după cum bine știți, domnul Munteanu,
o formulă în care platforma da, mă rog, recomandă un prim-ministru, dar cea mai mare parte a miniștrilor nu reprezintă doar platforma DA, ci este o colecție de personalități care s-au remarcat pe domeniile lor de competență. Putem spune că vor fi miniștri care sunt specialiști recunoscuți în domeniile lor, recomandați și de partidele care vor participa la instalarea acestui guvern, dar în linii generale trebuie să fie cei mai buni din domeniile lor, cu merite profesionale, astfel încât se poate deschide ușile instituțiilor internaționale, să se poată fi credibil pentru publicul larg și, cel mai important, să poată rezolva marile probleme cu care se ciocnesc sectorul de sănătate, sectorul politicilor economice și, în general, acest fragil nod de probleme care s-a adunat în ultimul an de zile sub conducerea total neinspirată a primului ministru Chicu. Da, domnule Cebuc, ce împiedică totuși până în acest moment Partidul Democrat să susțină ideea platformei DA de a investi un guvern anticriză, un guvern asumat de platforma DA, dar din care să facă parte, așa cum spunea și domnul Munteanu, nume notorii din domenii în care s-au remarcat oameni profesioniști, specialiști în anumite domenii de activitate. Cât veți mai continua să susțineți, de exemplu, acest guvern considerat staful electoral al președintelui Igor Dodon? Oare nu ar fi cazul totuși... Nu. De cine considerat? Considerat ca staff electoral? Considerat de opoziția din Parlament, așa cum susține PASUL și platforma. Noi avem anumite păreri despre opoziția din actualul Parlament. Ideea că pe mine, de fapt, nu m-a mirat concluzia sau critica adusă de Matei Dobrovi, deputatul din Parlamentul României, deputat PNL, care cumva au un parteneriat strategic cu platforma DA de la Chișinău, asupra criticilor aduse guvernării, președintelui, guvernului actual, ceea ce, în viziunea mea, nu este corect, este inadmisibil că atunci când un politician, un deputat dintr-un alt stat se dă cu părerea și aduce critici astfel de critici dure guvernului de la Chișinău. Nicolae, eu am avut o critică față de Chișinău, asta este foarte grav. Ținând cont de apartenența familiilor politice, îmi dau seama de ce s-a făcut acest lucru. Pe de altă parte, m-a mirat felul în care a tratat deputatul român un eventual guvern format din reprezentanții blocului acum și cu cei din Partidul Șor sau grupul Pro-Moldova, care s-au uitat destul de sceptic la acest format. Noi, desigur, în continuare, la fel de sceptic urmărim evoluția formării unui astfel de guvern. Noi și ne-am expus nu odată asupra acestui lucru. De fapt, asistăm și consultările care au avut loc astăzi reprezintă, de fapt, un, dacă aș putea să-i spun, un pact cu diavolul. Opoziția de dreapta care se așeza la masă de negocieri cu cei mai care până nu de mult îi huiduiau și pe baza lor practic au ajuns în Parlament, iată că astăzi, de dragul funcției de prim-ministru, sunt gata să se așeze și să investească un guvern. Cei care au fost acuzați de furtul miliardului, de privatizări ilegale și așa mai departe. Este cumva ridicol acest lucru și îmi pare foarte rău că opoziția acceptă și tolerează astfel de lucruri. Noi avem exponenții noștri în guvernul actual. Considerăm că exponenții Partidului Democrat la ziua de astăzi, acolo unde avem pe domenii economic, apărării, reintegrare și așa mai departe, își duc misiunea, vin cu inițiative, sunt vizibili, iar noi pe platforma coaliției încercăm să găsim soluții practic la toate problemele și să asigurăm acel echilibru. Desigur, acest lucru deranjează opoziția, generând sau lansând în spațiu public și în adresa noastră diferite critici, că suntem o anexă, că suntem staff electoral și așa mai departe. Ceea ce în viziunea noastră nu este corect, pentru că la baza acestei inițiative de formare a unui nou guvern, așa numit pro-european, de fapt sunt alte interese, ori de altfel vedem cu toții cum au fost cumpărați, achiziționați deputați din diferite partide, din Partidul Democrat, dar mai recent din Partidul Socialiștilor. Credeți-mă, acordându-se sume grafii impunătoare pentru acest exercițiu și ca acest lucru să fie gratis, eu nu cred.
în sinceritatea și în dorința cuiva de a institui un guvern de-a dreptul pro-european, necondiționând persoane, interese și așa mai departe. Deci, haideți că acest lucru o întreb în clipele următoare pe Ruxanda Glavan, deputat din grupul Pro-Moldova, care este în acest moment în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara! Doamnă Glavan, vorbim aici în platoul Punctul pe azi despre posibilitatea demiterii actualului guvern și investirea unui alt guvern, la care, din câte înțeleg, Pro-Moldova este dispus să pună umărul. Întrebarea mea e, așa cum se întreba și domnul Ciubuc, aveți anumite condiții foarte clare în schimbul votului pe care ați fi gata să-l oferiți unui alt guvern, sau oferiți doar votul și vă detașați de tot ceea ce va însemna un guvern anticriză? Vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că m-ați contactat. Până vă răspunde la întrebare, vreau să subliniez câteva chestiuni legate de ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. Din punctul nostru de vedere, asumarea care a încercat să o facă guvernarea este una neconstituțională și, dacă ar fi existat cu adevărat dorința de a promova foarte rapid aceste proiecte de legi, se putea cu ușurință repeta cel puțin situația de la sfârșitul lunii mai, atunci când țara a ieșit din situație excepțională și acest Parlament, practic unanim, în două zile a promovat proiectele de legi necesare pentru a fi implementate în sistemul de sănătate imediat după ieșirea din stare excepțională. Cât ține de susținerea noastră pentru un alt guvern, a existat o poziție publică asumată de conducerea partidului, prin care am declarat foarte tranșant. Noi vom susține oricare guvern care își va asuma responsabilitatea scoaterii, în primul rând, a sistemului de sănătate, dar și a țării în general din această criză. Pentru noi nu contează funcțiile în guvern, pentru noi contează faptul ca țara să nu fie împinsă definitiv la vale. Și în acest sens vreau să reamintesc că o parte din colegii care se regăsesc în Pro-Moldova, exact în aceeași manieră, fără nicio condiție, fără a solicita reprezentanți în guvern sau alte poziții ministeriale în agenții, a investit guvernul care părea să fie unul care ar aduce soluții. Mă refer la guvernul Chicu. Și în final ne-am pomenit să avem un guvern care dă dovadă de multă incompetență în gestionarea crizei pandemice și de foarte multe antiderapaje democratice. Doamnă Glavan, după consultările de astăzi, sunteți optimistă sau pesimistă în privința zilelor pe care le mai are guvernul Chicu? Eu cred că sunt zile numărate și este evident pentru toată lumea. Consultările de astăzi înțeleg că au rezultate sau sunt accelerate spre a rezolva situația, mai ales ținând cont de ceea ce s-a întâmplat ieri. Din punctul nostru de vedere, asumarea de astăzi a fost și ea, de fapt, o tentativă de a distrage atenția, pentru că ieri, din sursele noastre, decizia de a transforma aceste proiecte de legi în asumarea guvernului a fost luată ieri în jurul orei 11-12 în guvern, ceea ce, de fapt, se suprapune temporal cu tot ceea ce s-a întâmplat cu colegul nostru Ștefan Gațcan. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că ieri la ora 10 eu îl așteptam pe dumnealui în comisie, având o conversație telefonică dimineața, prin care ne-am consultat suplimentar, am stabilit anumite chestiuni și detalii pe care urma să întrebăm pe reprezentanții ministerului. Deci ceea ce denotă suplimentar intențiile dumnealui de a veni și a participa în comisie și nici de cum de a-și depune mandatul. Din punctul nostru de vedere, gravitatea răpirii, sechestrării și intimidării unui deputat de ieri va grăbi și va cataliza în mod pozitiv crearea unei platforme care va fi gata să voteze un nou guvern. Și o ultimă întrebare foarte scurt. Ați mai reușit să luați legătura cu Ștefan Gațcan? Nu. Eu am văzut că la ora 11:50 dumnealui a citit mesajele mele de pe WhatsApp, dar nu am mai răspuns. N-ați încercat să-l mai sunați? Am încercat să-l mai sun, are telefonul deconectat. Doamnă Glavan, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Domnule Litvinenko, în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate există potențialul și voința necesară pentru demiterea actualului guvern și investirea unui guvern anticriză?
Sigur că există. Noi am spus-o de la început că este un guvern foarte și foarte prost. Un guvern care a eșuat în ceea ce privește gestionarea crizei sanitare. Este un guvern care nu a făcut față în ceea ce privește gestionarea situației economice determinată inclusiv de această criză sanitară. Este un guvern electoral și aici chiar îmi pare rău să-i răspund domnului Ciubuc, dar lucrul ăsta, domnule Ciubuc, îl vede toată lumea, probabil cu excepția dumneavoastră. Este un guvern strict electoral, este un guvern instalat doar pentru ca să-l ajute pe Igor Dodon să-și crească șansele pentru al doilea mandat. Deci acest guvern trebuie să plece. Asta este poziția noastră fermă, pentru că cât mai mult rămâne el, cu atât mai rău este pentru țară și pentru cetățeni. Problema care există, că această plecare, acest guvern trebuie să fie dat jos, trebuie să aibă loc atunci când avem voturile pentru instalarea unui alt guvern, pentru că dincolo de toate lucrurile care spun de unii colegi de-a noștri, vrei, nu vrei, un guvern se instalează cu voturi. N-ai voturi, nu poate să fie un guvern. Platforma Da și PAS împreună au 26 de mandate, plus domnul Țicu 27 de mandate. Deci cu 27 de mandate nu poți să instalezi un guvern. De aceea îți trebuie... Care de altfel a condiționat și el votului de... Țicu a condiționat acordarea votului de componentele care vor face parte din guvern. Da, 26-27, e diferent. Oricum nu sunt suficiente. Și aici este problema. Problema e în voturi, încă o dată. Cei care spun, care mai așa, mai e un zeflemea faptul de matematică, de una alta. Deci nici un guvern nu poate fi instalat fără voturi. Cei care spun că haideți repede, mâine, platforma Da și PAS, instalați. Atâta timp cât nu există voturi, platforma Da și PAS nu pot avansa. Noi am spus anterior, suntem gata să susținem, să discutăm susținerea tuturor propunerilor care vin de la platforma Da și eu sunt sigur că ele sunt cu mult mai bune decât cei ce există la momentul de față. Mai este un element foarte important, este decizia Curții Constituționale care urmează să fie pronunțată marți, o așteptăm. Părerea mea este că așa cum arată acest parlament, dincolo de, mă rog, modul lui de alegere, sistemul mix promovat de Plahotniuc și Dodon, acest traseism, acest parlament este greu de crezut că el poate să genereze sau să contribuie la crearea unui guvern care sigur că ar putea să fie mai bun, dar am mai spus că mai este o problemă și cantitatea. Dar este o problemă și calitatea. Deci faptul că votezi este bine, dar în afară de faptul că acest guvern este votat, el trebuie să fie și susținut. Deci după noi lucrul ăsta este mai complicat, dar soluția perfectă și cea mai bună soluție, pot să închesez la ceea ce a spus și domnul Dubrovi, un cunoscător apropo a realităților din Republica Moldova, este de a merge la electorat. La electorat poți merge doar dacă ești sigur că alegerile pot fi organizate liber și corect. Ești de acord? Corect. Dați-mi voie să intervin și eu, dacă îmi permiteți. Vă rog, eu nu cred că în acest moment noi ne putem permite două alegeri simultan. Concomitența lor nu fac bine nici electoratului și nici situații pandemice în care se găsește Republica Moldova. Prevederile constituționale sunt foarte clare din punctul meu de vedere și, sigur, fără a anticipa decizia Curții Constituționale, eu sper foarte mult că decizia va pune în capăt acestor dezbateri deprisos. În anul 2021, alegeri anticipate parlamentare pot să aibă loc în condițiile în care există un guvern responsabil și care poate, într-un fel, să asigure condiții egale și democratice pentru organizarea lor. Totodată, vreau să menționez că nimeni, nicio fracțiune, nicio formațiune, niciun partid politic european nu își poate permite să viseze că actualul guvern Chicu
va crea aceste condiții în anul 2020, în toamnă, pentru alegeri corecte și democratice. Ca și în trecut, Igor Dodon a abuzat de instrumentele și resursele administrative anterior, fie prin prezența transnistrenilor care l-au avantajat, fie prin alte forme de colectare a resurselor administrative în promovare propriilor interese. Eu cred că în acest moment un alt guvern ar trebui să se ocupe de marele probleme cu care se ciocnește populația, pentru că populația nu are ca primă prioritate alegerile. Are sănătate publică, are serviciile medicale, are locuri de muncă care au dispărut. Economia națională este puternic afectată de recesiunea prin care trecem în acest moment. Da. Astea sunt principalele priorități pe care un guvern ar trebui să le soluționeze. Și, din păcate, guvernul Chicu arată totala incompetență în acest domeniu. Da, respectiv, trebuie să dăm jos acest guvern pentru ca să instalăm ceva care să aibă credibilitate pentru cetățeni. Mai avem mai puțin de două minute, o ultimă întrebare pentru domnul Cebuc. Domnule Cebuc, astăzi, în acest platou, în cadrul unei ediții speciale, domnul Ale Cureniță, deputat în Parlamentul 90, spunea că sarcina imediată și de neamânata politicienilor responsabili din Republica Moldova este înlăturarea ștabului electoral al lui Dodon, guvernul Chicu. Rămânerea în funcție acestui guvern înseamnă victoria la alegerile din toamna lui Dodon și a Rusiei lui Putin. Politicienii actuali trebuie să formalizeze urgent o majoritate în actuala configurație a Parlamentului, depășind toate ambițiile și să acționeze pentru a opri campania electorală a lui Dodon și izolarea noastră pe plan extern din cauza lui. Întrebarea mea către dumneavoastră, domnule Ciubuc, este o problemă pentru Partidul Democrat sau nu, dacă va câștiga Dodon un al doilea mandat sau nu e o chestiune principală? Păi, haideți să pornim de la ceea că noi cu Partidul Socialiștilor aveam un acord. Un acord care presupune mai multe angajamente și mai multe activități în comun, cel puțin până la alegerile prezidențiale. Ne-am asumat guvernarea. În alegerile prezidențiale vom merge separat. Partidul Democrat va avea candidatul său, un candidat puternic care cu siguranță se va duela la cel mai înalt nivel, în așa fel că să avem șansă să trecem în turul 2. Deja, dar până atunci oferiți sprijin. Dar până atunci oferiți sprijin. Noi nu oferim sprijin președintelui Dodon, stimați colegi, noi oferim sprijin guvernului în care avem exponenții Partidului Democrat și care ne-am asumat angajamente concrete pe domeniile pe care suntem responsabili. Da. Domnule Cebuc, vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Nu mai avem timp, din păcate, a expirat timpul rezervat discuției noastre. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire mâine seară, la aceeași oră. Până atunci, toate bune, o seară liniștită în continuare și nu uitați, fiți responsabili, aveți grijă de sănătatea voastră și a celor din jur.